Comedia, trăsătura ale speciei literare. Comedia este o specie a genului dramatic în proză care evocă personaje, întâmplări, moravuri, într-o manieră care strânește râsul având un final întotdeauna fericit. O trăsătură definitorie a speciei este radiografierea societății și a omului. Comedia reprezintă particularizarea în manieră dramatică a categoriei estetice a comicului, care la rândul său se definește sau are la bază contrastul dintre esență și aparență, valoare și non-valoare, scop și mijloace. În comedie se face uz de toate tipurile de comic, cel de situație, de caracter, de moravuri, de limbaj. Trăsături ale speciei. În comedie, conflictul este adesea unul aparent, iar valorile pentru care se înfruntă personajele sunt adesea false valori. În ceea ce privește personajele, comedia renunță la complexitate în favoarea tipicului. Personajele ilustrează defecte general umane, sunt reduse la scheme morale. Iar evenimentele și personajele sunt construite veridic. Întotdeauna într-o comedie există un anumit substrat real, realist al textului. Conflictul dramatic este derizoriu, fiind bazat pe contrastul dintre esență și aparență, material și spiritual. Acesta este construit prin amplificare treptată și se caracterizează, în general, printr-o luptă dusă pentru aproape nimic a personajelor. Tipurile de comic, așa cum am zis mai devreme, sunt cel de situație, de moravuri, de limbaj, de caracter. Comicul de situație are ca surse faptele neprevăzute sau rezultă din fapte neprevăzute și din prezența unor grupuri insolite. Un exemplu poate fi triunghiul conjugal. Comicul de situație se realizează fie prin contextele stânjenitoare în care sunt puse personajele, fie prin întreaga suită de confuzii rezolvate prin farsă sau prin opoziția dintre aparență și esență. Ori de câte ori regăsești într-un text un personaj care se află într-un context înjenitor, într-un context ridicol, menit a stârni râsul, poți să iei în calcul existența comicului de situație. Alte resurse ale comicului de situație sunt confuzia, coincidența, încurcătura, revelațiile succesive referitoare la faptul că pe măsură ce acțiunea evoluează sunt aflate tot felul de detalii, de informații care sunt menite să răstoarne și să re-răstoarne situația. Evoluția inversă, o situație tipică comicului de situație referitoare la faptul că unele personaje se cred a fi în posesia unor lucruri pe care le-au câștigat pentru că în final se află că le-au pierdut sau unele personaje consideră că sunt câștigătoare, că au anumite aturi care le privilegiază în calitate de câștigătoare pentru ca finalul textului să le surprindă în ipostaza de perdante. Comicul de limbaj. Trebuie spus că limbajul comediei are drept specificitate abaterea de la normele lingvistice. În plus, există o legătură între limbaj și personaj în sensul în care limbajul se întoarce împotriva utilizatorului său, personajul. Efectele comice se nasc numai prin complicitatea lectorului sau a spectatorului prezent în sala de spectacol, cultivat, care înțelege mai mult decât personajul. Surse. Este generat de automatismele verbale, acestea fiind o formă a deficitului de cultură, a sărăciei, a inerției lingvistice și intelectuale. De strângerea lexicului, de amestecul de stiluri, clișeul de limbaj, care este expresia clișeului de gândire și a golului la nivelul reperelor existențiale. Printre frecventele greșeli de vocabular sau de logică se numără pronunția greșită, lipsa de proprietate a termenilor, contradicția în termeni, asociațiile incompatibile, nonsensul sau știu eu, oximoronul ca forma carnavalescului. Continuăm cu seria surselor comicului de limbaj și menționăm pe final dialogul structurat ca eco, replicile interșanjabile, onomastica, deraiera bruscă a discursului către automatisme de limbaj ce anulează sensul. Comicul de caracter se asociază aceleași caracteristici referitoare la personaje și anume că ele sunt tipice și că sintetizează defecte, vicii general umane. Aceste personaje într-o comedie sunt schițate accentul căzând pe conflict în detrimentul complexității caracterologice. Trăsăturile lor îngroșate devin o savuroasă sursa comicului de caracter. Tipicitatea, schematismul, permit reducerea la o dominantă de caracter și implicit posibilitatea de a asocia personajele unei anumite tipologii. Am exemplificat aici avarul, încornoratul, adulterina, idiotul,
demagogul, servilul, pentru a da doar câteva exemple. Comicul de moralturi. Într-o comedie, dramaturgul ironizează lipsa de moralitate a personajelor, prăbușirea criteriilor etice într-o lume dominată de aparențe și de convenții sociale. Exploatarea surselor comicului de moravuri dezvăluie prezența moralistului, care urmărește prin ironizarea defectelor și obiceiurilor umane să ofere o cale de îndreptare. Lista moravurilor satirizate poate cuprinde adulterul, servilismul, prostia, incultura, infatuarea, demagogia, corupția, furtul sau dirijarea destinilor de către presă. Din nou, lista nu este exhaustivă, am dat doar câteva exemple. Îți mulțumesc, sper să-ți fi fost de folos, pe curând!